Ai mutat, săritură cuantică și divorțat, mutat, schimbat, plecat de la job, de la... Te-ai mutat într-un loc nou, ai mai schimbat niște locuri noi, ai mai schimbat, da, și nu ți-aducea aminte de locușorul unde ai stat, să zicem, 20 de ani la bloc, să zicem, te-ai mutat în altul loc. Și când te-ai mutat acum, unde stai acum, ai observat ceva ce doar tu știi, să zicem, în bucătărie, ceva era ciudat care te deranja. Și tocmai acel care te deranja, sau în baie, sau în dormitor, ca și spațiu, ca și sunet, ca și orice, apă, lumină, da, ceva te, și nu-i dădeai de capăt. De ce, domnule, schimb, fac, drag și nu, da? Ei, acolo unde îți aduce aminte, ai remembering, de, e ceva natal de 20 de ani și acum în paralel, tu ești, nu ești acolo, ești aici, dar ești și acolo. Și poți să folosești, cum am povestit despre Wi-Fi, da? Legat prin, și ești afară și n-ai treabă, prin stația de la tranzistor micuț, giumbușlucuri, măgești. Așa poți să te folosești de tot ce e în locușorul ăsta, ca și cum 20 de ani, să nu mai ai treaba plăților și a înțelegi cum merge. E ca și cum ai sărit într-un alt, într-o altă lume, dar ai adus-o la unde ai fost și nu mă interesează trecutul numele. Ei, nu, just watch me. Și ca energie te simți foarte bine. Cum a fost în viața ta? Superb a fost. Când a fost săritura cuantică, a fost nebunit. Te-ai trezit, nu știu, lângă cine, cineva, nu știu cum, ceva, cumva, da? Dar a fost superb și la job, și acasă, și... Ei, ești în energiile astea și, culmea, ești și în energiile, sunt tot referitor la locație, la bani, la ai plătit, n-ai plătit, totul era la zi achitat. Erau unele momente, ți-aduce aminte, când la începuturi, da, în relație când erai, în, da, în 3D. Era un pic acolo până se aranjau lucrurile referitor la bănuț, dar în rest a fost 20 ca 11. Ei, acolo ai sărit și îți dă de înțeles ceva ce te simți ca acasă, un fel de, da? Felicitări! Ești acasă. Vezi pe parcurs ce se mai întâmplă, ce mai clear, ce mai înțelegi, ce mai... Da? Ok.